O fetiță de numai 6 ani a căzut de la etajul 4 al blocului în care locuia, după ce mama ei ar fi fost amenințată cu moartea de concubin. S-a întâmplat în localitatea Balj din județul Olt. Tatăl fetiței spune că micuța plângea mereu din cauza scandalurilor provocate de bărbat. Acum ea se află în stare critică la Spitalul Județean din Craiova. Mama fetiței este cea care l-a recunoscut polițiștilor faptul că fetița ei de doar 6 ani s-a aruncat de la etaj după ce a auzit-o cum se ceartă cu concubinul. Inițial, micuța a fost internată la spitalul din Balj, iar ulterior a fost transferată la Craiova. Fetița era în stare extrem de gravă, prezentând un politraumatism prin precipitare, șoc hemoragic. S-a intervenit chirurgical de urgență. Fetița are un prognostic rezervat. Zdruncinat grăzdravăn, când de-aia m-am panicat, nu știam ce se întâmplă, a căzut pe culmea de rufe și apoi am găsit-o jos cu fața în nisip. Tatăl fetiței, care locuiește în Timișoara, a venit într-un suflet atunci când a auzit de cele întâmplate. Acesta spune că bărbatul era adesea violent, iar fetița lui plângea mereu din cauza scandalurilor de acasă. Eu am încercat de multe ori să-i spun ei să îmi dea fata mie, să nu mai iei răstă. Dacă mergea la baie și trântea un pic capacul de la WC-ul, zbira pe ea, dacă trântea ușa, zbira pe ea, dacă îi mișca perina, zbira pe ea. El s-ar fi dus peste fată că de ce nu doarme, fata s-a speriat, s-a trezit, ea a fugit repede în cameră, l-a scos pe el afară, între timp ce scotea pe el afară, i-a spus, a zbirat el pe acolo, că imediat scapi, vin și te omor. Și fata... Nu se știe acum fata. El era un om violent. Da, bea și era violent. M-a sunat pe mine, m-a amenințat de multe ori. I-am spus că să termine cu amenințările astea. Știu că are multe dosare penale. Polițiștii din Olt au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și urmează acum să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat.